Societate modernă versus societate tradițională. Iată, dragii noștri, vorbim astăzi despre o temă care se degajă cumva din titlurile și din cărțile lui René Guénot, diferențele dintre societatea tradițională și societatea modernă. Cum a ajuns societatea modernă, societatea din zilele noastre, așa cum o vedem și cum o percepem noi astăzi, cu atât mai mult cu cât ceea ce trăim în actualitate, ne provoacă cumva să repunem în discuție teme mari ale gândirii filosofice, cum ar fi ce este libertatea, ce sunt drepturile omului, cum definim democrația. Îi avem astăzi alături de noi pe domnul profesor Teodoru Ghiondea, care a tradus mai multe lucrări semnate de René Guénot, și colega mea Luisa Nea, care a făcut echipă cu domnul profesor redactând aceste titluri. Iată, vorbim despre, așa cum se intitulează și tema noastră de astăzi, vorbim despre acest antagonism, aș numi, sau un soi de antiteză între principiile de funcționare ale societății tradiționale și cele ale societății moderne. Luisa. Da. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia de a avea acest dialog. M-au atras foarte mult cărțile lui René Guénot de la început. Poate primul motiv este că am găsit, bineînțeles, păstrând proporțiile, același parcurs pe care l-am avut și eu în căutările mele atunci când mi-am pus pentru prima oară întrebările fundamentale pe care și le pune oricine. Nu știu, de unde am venit pe lume, unde o să fiu, unde o să ajung după ce mor, ce trebuie să fac pe lumea asta, care este menirea mea. Și, bineînțeles, am căutat răspunsuri pe căile clasice, dar nu a fost suficient. În religie, cel puțin la vremea respectivă, nu am găsit suficientă claritate. Și ceea ce mi-a făcut ordine în sistem, ca să zic așa, a fost descoperirea filozofiei orientale. Și neîntâmplător, René Guénot, prima carte pe care o publică el în 1921 este Introducere generală în studiul doctrinelor hinduse, unde își exprimă adeziunea, dacă putem spune așa, față de tradiția Orientului, pe care o găsește autentică, spre deosebire de ceea ce a mai rămas din ceea ce el numește tradiție în Occident. Și, mă rog, m-au marcat mai multe idei. Dar aș vrea să îl rugăm pe domnul profesor să înceapă mai bine, ca după aceea să continuăm dialogul. Domnule profesor, ce ne spune René Guénot despre ierarhie, atât în societate, cât și în întreaga ei manifestare, putem spune în întregul univers? Și cum se reflectă această ierarhie și cum ar trebui să spunem, să o vedem noi reflectată la nivel social, la nivel uman în zilele noastre? Știm din filozofia veche greacă, de la Platon, știm că cetatea, polisul, are preeminență față de individ. Sigur, îi se pare ciudat, pentru noi o cetate, o comunitate este o sumă de indivizi. În realitate, din punct de vedere spiritual, lucrurile stau exact pe dos. De ce? Cine cunoaște puțin sistemul platonician își dă seama că ideile perfecte, ideile absolute sunt realitatea fundamentală, iar restul nu este decât o reflectare, o oglindire imperfectă a acestor. Prin urmare, nu individul, ci principiul. Nu particularizarea, nu circumstanțierea, ci principiul care îl generează este cel mai important și el trebuie să fie, sigur, trebuie să fie măsura. El trebuie să măsoare și existența noastră și existența Universului și, în general, existența oricărui lucru, ființă și așa mai departe. Sigur că știm din totdeauna și aflăm și din filozofie, din orice vreți, din literatură, din spiritualitate, sigur, în primul rând, că există ordine universală. Or, ordinea asta universală nu poate să fie altceva decât o ordine totală. Prin urmare,
Lucrurile sunt ceea ce sunt și sunt acolo unde sunt, pentru că așa este natura lor. Deci nu pot fi altfel. René Guénon, opera lui René Guénon în general are patru mari direcții. Prima este prezentarea doctrinei metafizice, a perspectivei metafizice. O a doua direcție este prezentarea simbolismului. Simbolismul fiind modalitatea prin excelență de exprimare a metafizicii. De ce? Pentru că perspectiva metafizică, sau mai bine spus, modul de gândire metafizic, nu poate fi detaliat, nu poate fi sistematizat. Este incompatibil cu sistemul. Și prin urmare, trebuie să existe o altă cale de comunicare și calea aceasta de comunicare este simbolul. Mijlocul acesta este important pentru că el sugerează și prin urmare el poate să transmită ceea ce nu este exprimabil sau ceea ce este indicibil. O altă direcție, o altă preocupare a lui Guénon a fost cea a inițierii, de a repune în termenii normali ceea ce înseamnă inițiere. Ce înseamnă inițiere, care sunt condițiile unei inițieri, care sunt reperele fundamentale după care putem recunoaște din afară, putem recunoaște dacă este vorba de inițiere autentică sau nu. Și în sfârșit, a patra direcție este cea, am spune noi, de prezentare a comunității, a comunităților mari, a omenirii în general în forma ei organizată. Se numește de obicei, când se referă cineva la Guénon, se vorbește de critica lumii moderne. Cuvântul critică l-aș folosi cu precauție. Pentru că până la urmă nu este vorba de a critica o societate care convine mai mult sau mai puțin, este mai mult vorba de o analiză. Este mai bine spus o inventariere a tuturor transformărilor care au avut loc pe parcursul istoriei și care ne fac nouă oamenilor viața ceva mai grea decât a celor dinaintea noastră. Și sigur că apar întrebări, cum spunea și antevorbitoarea mea, cum spunea și Luiza, sigur, apar întrebări de genul, oare noi nu mai suntem în stare să trăim așa cum trăiau în ordine alții altădată? S-a schimbat, s-a modificat ceva în noi? E ceva schimbat în afara noastră? Sunt foarte multe întrebări. Și atunci, sigur, Guénon, în afară de faptul că ne anunță de la început operei sale, direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, că nu este vorba de o intervenție a lui ca persoană, ci că este vorba de o misiune pe care o are, o funcțiune pe care o are și pe care și-a asumat-o și pe care, mai bine spus, i-a asumat-o maestrului spiritual, de a da o șansă omului care trăiește în Occident, după expresia lui Guénon, mă refer sigur la ce înseamnă civilizație mediteraneană, mai bine spus, mai corect spus, de reconfigurare a unei ambianțe interioare și exterioare care să corespundă unui principiu de normalitate, ca să spun așa. De ce considera normală, o anomalie, lumea modernă Guénon? Pentru un motiv foarte simplu, spune el, pentru că ea s-a îndepărtat complet de ceea ce înseamnă viață tradițională. S-a îndepărtat de principii. Nu trebuie să uităm că toată opera guénoniană, partea cea mai importantă a ei, este o operă de principiu, adică de prezentarea principiilor tradiționale. Sigur, putem să spunem că, de fapt, vrea să ne inducă, prin opera lui, o anumită viziune asupra lumii. Nu, el ne propune un alt fel de a vedea lucrurile și, așa cum a primit această misiune și el și-a dus-o la îndeplinire cu toate cele necesare și așa cum se cuvine, nu? Pur și simplu este o atrage atenția asupra acestei posibilități că viața noastră ar putea să fie cumva altfel, dar fără să excludă un lucru foarte important și anume că acesta este mersul firii.
ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot ceea ce susține genul, ceea ce afirmă genul, se bazează pe o concepție ciclică asupra istoriei. Ceea ce înseamnă că istoria umanității este o istorie nu care se repetă, pentru că asta este imposibil, este o istorie care are momente, cum? În care se reia. Într-un fel numai. Este ca și la cine e obișnuit cu filozofia hegeliană, de exemplu, este ca și spirala hegeliană. Revine în același punct, dar cu un pas diferit. N-aș mai spune mai sus sau mai jos. Asta e altă chestiune. Luisa, nu este, ideea nu este nouă, vreau să spun, pentru că noi avem în cultura românească, avem în asta, adică o triplă viziune asupra istoriografiei, o întâlnim chiar în scrierea lui Blaga. Blaga vorbește de istorie care poate fi considerată în trei feluri, sau istoria havus, sau istoria fluviu, sau istoria cascadă. Ce vrea să spună Blaga prin asta? Că putem vedea istoria ca pe o curgere permanentă, cu sigur, suișuri și coborâșurile firești, dar oarecum liniară. Din o altă viziune este cea a unui progres continuu, a unei evoluții continue, și a treia, care este și cea tradițională și care este proprie și viziunea lui Guénon, istoria este o cădere în istorie continuă. Deci, începutul unui ciclu este o perioadă de apropiere maximă de principiu, o așa numită vârstă de aur, și ea încet, încet, umanitatea se erodează cu toate formele ei, din două puncte de vedere se erodează, sau sunt două cauze, unul pentru care o formă și orice formă se erodează, adică se tinde spre evanescență, tinde, și că este și contingentă, bineînțeles, face parte din contingență această formă, nu? Și orice formă este limitată și limitează, prin urmare, este supus erodării. Tot ce are formă este supus erodării. În al doilea, al doilea motiv este acela că pe parcursul istoriei, umanitatea degenerează. Ea crește, ca să spun așa, chiar exponențial în anumite perioade, din punct de vedere material, dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță că se petrece fenomenul invers, adică e vorba de un regres. N-ar fi nefiresc, și cu asta închei, n-ar fi nefiresc, gândindu-ne că în fond viața omului așa se și petrece. Astea sunt și începutul și sfârșitul vieții omului. De ce ar fi umanitatea altfel? Nu? Și sigur mă gândesc la perioada de copilărie, când copilul trăiește deja în mit, în fabulos, nu este încă constrâns de toată realitatea materială și de toate aspectele vieții materiale care constituie până la urmă tot atâtea, cum să spun, privări de libertate, de libertate într-un sens sigur foarte înalt, și odată cu înaintarea în vârstă se condiționează tot mai mult viața lui, este din ce în ce mai mult prinsă în tot felul de atașuri, în tot felul de contingențe și sigur de condiționări, până la starea de decrepitudine și, sigur, la sfârșit intervine moartea. Știm din toate textele sacre, toate tradițiile, că toate vorbesc de această apocalipsă în termen creștin. Da? Orice carte sacră, până la urmă, cum este și Sfânta Scriptură, cum este și Biblia, se termină cu apocalipsă. Pentru că e ca și viața omului, ceva trebuie să se schimbe. Nu e vorba de o distrugere sau de dispariție totală, ci de o trecere la un alt ciclu. Despre asta este vorba. Apogeu și declin, de altfel există și sintagma vârsta de aur a copilăriei. Luisa, ai redactat deja mai multe titluri din această frumoasă colecție Filosofia Perennis, în care regăsim multe lucrări ale lui René Guénon, semnate de René Guénon. Cum te-a marcat pe tine această lucrare, Autoritate spirituală și putere temporală? Și aș vrea să te întreb, cum vede René Guénon democrația? Este posibilă democrația într-o societate tradițională?
Asta ca să revenim la tema noastră de discuție. Da, trebuie să recunosc că m-a atras foarte tare acest titlu încă de la început, pentru că eram preocupată de ideea aceasta de ierarhie prin prisma ideii de autoritate, pentru că, apropo de ce spunea și domnul Ghiondea mai devreme, cu vârsta copilăriei, sunt foarte marcată de ideea că ființa umană, în momentul în care apare pe lume, este absolut neputincioasă. Ființa om, dacă nu există cineva care să aibă grijă de ea, practic nu are cum să reziste pe lume, nu poate să supraviețuiască. Și atunci, automat, există acest lucru, are foarte multe consecințe, în afară de faptul că suntem foarte legați de ființa care ne îngrijește în prima parte a copilăriei și toate structurile noastre interioare, mă rog, sunt construite pe această relație și pe ideea de relație și de conviețuire împreună. În afară de acest lucru, tot această neputință cu care ne naște creează o structură prin care ne raportăm la ființa care ne îngrijește ca la o autoritate și avem nevoie să ni se spună ce să facem, ce avem voie, ce nu avem voie, iar această idee de autoritate ne marchează încă de la începutul vieții noastre și ea se vede reflectată, bineînțeles, și la nivelul societății. Întotdeauna va exista această autoritate cărora oamenii vor avea nevoie să îi se subordoneze cumva, de la care așteaptă să primească indicații. Bineînțeles că și acest lucru reflectă ceva de la un nivel superior, așa cum susține toată opera lui René, cum susține toate scrierile sale René Guénon, că tot ceea ce se vede, tot ceea ce este vizibil și ceea ce este perceptibil prin intermediul simțurilor, reproduce un principiu superior și îi se subordonează ca unei autorități. Din acest punct de vedere, mi se pare fascinantă ideea asta de ierarhie, de scară și de principiu superior care face ordine mai jos decât el. Acest lucru se reflectă la nivelul ordinii sociale, bineînțeles, și, mă rog, vorbește René Guénon despre autoritatea temporală care este reprezentată de cei care au puterea în societate și care, conform principiului, ar trebui să se subordoneze unei autorități spirituale. Da, și care, mă rog, la nivelul societății, în societățile tradiționale, să zicem, ar fi fost reprezentată de cler, ceea ce nu mai este cazul în zilele noastre. Iar ideea de democrație este o idee care este foarte atractivă de ceva vreme în societatea noastră, de multă vreme. Însă se pare că, și tot mai multă lume își dă seama de asta, este foarte greu, dacă nu imposibil, să punem în practică așa ceva în societate, tocmai din cauza că oamenii au pierdut această raportare la o autoritate care să reprezinte un principiu autentic. Și în același timp nu au pierdut nevoia de a avea o autoritate căreia să îi se supună. Și întotdeauna o ființă umană care, un lider, există diferența între liderul convențional și liderul real, liderul autentic. Întotdeauna cel care are aceste calități și care cumva rezonează cu principiul, întotdeauna el va impune în mod natural și se va impune în fața majorității. Democrația, reprezentând, ca să zicem așa, vocea poporului,
ar avea semnificație dacă acest popor ar fi conștient de principiu, de o autoritate superioară, dacă s-ar putea cumva raporta direct la un principiu real. Dar acest lucru nu se produce și atunci ajungem la niște dezordini și niște anomalii care sunt foarte greu de rezolvat în societatea actuală. Sunt curioasă cum ar răspunde și domnul profesor la aceeași întrebare. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, ca o concluzie la discuția noastră de astăzi, iată deci cât de actuale sunt ideile lui René Guénon la multe decenii de la trecerea sa în neființă și cât de mult ne poate ajuta să aprofundăm acest autor, a cărui misiune am putea spune aceea de restaurator al tradiției primordiale, pare să fie încă vie la atâția ani, cum spuneam, de la dispariția sa și mai ales necesară, aș putea spune, omului contemporan, necesară, să zicem, lumii în care trăim, pentru că, cum spuneam puțin mai devreme, iată, sunt multe forme de manifestare ale crizei lumii moderne, pentru că, bineînțeles, el vorbește și despre această criză sau această diferență uriașă în raportul dintre Orient și Occident. Problema democrației e o chestiune extrem, extrem de importantă. Și lumea modernă procedează pe dos, ilogic. Își propune să ajungă la democrație, uitând că democrația trebuie să fie un rezultat, o consecință a unui mod de viață echilibrat și foarte bine ordonat, organizat. Deci, dacă noi în societatea românească avem probleme din punctul acesta de vedere, aceasta este cauza. Ne-am propus o societate democrată. Nu, democrația nu este un program. Democrația este un rezultat, o consecință. Și spun asta bazându-mă pe toată ambianța politică și socială în care ea a apărut în Grecia antică. Vă aduc aminte că alegerile care se făceau în Grecia erau alegeri speciale. Nu erau alegeri universale ca astăzi sau așa cum se tinde de 100 și ceva de ani încoace. Nu oricine poate să decidă. Nu oricine are cunoștințele necesare. Cu atât mai mult cu cât este foarte greu, dacă nu e imposibil să ajungem la democrația asta de care se face atât acasă, cu cât noi suntem mai eterogeni. Suntem din ce în ce mai diferiți. Și până la urmă, trebuie să ai un principiu de coeziune ca să poți să vorbești despre acest demos. Demosul nu este o alăturare, un conglomerat de persoane. Este o sinteză de persoane. Este ca și pădurea. Da? Pădurea nu este o mulțime de copaci. Este o realitate în sine. Chiar dacă eu nu văd pădurea și văd numai niște copaci. La fel se întâmplă și cu democrația. Deci democrația a eșuat, bine, ea nu a fost văzută de la început, decât ca un compromis, o spune Platon. Când o înșiră, între altele, enumeră cele trei moduri greșite, proaste, necuvenite de a conduce o cetate. Oligarhia, tirania și democrație, spune el. Pentru că și atunci era perioada de criză care s-a manifestat la început în secolul 6-5 înainte de Hristos și care s-a prelungit la greci, nu prin Solon și așa mai departe. Deci, democrația e o mare problemă. Pe lângă asta, mai este o problemă încă. Pentru că în toată lumea se vorbește de democrație. Dacă nu există ordine și dacă nu există coeziune, cum poți să vorbești? Unde stă? Atunci, în ce stă puterea acestui demos? În ce stă? În mulțime nu se poate. Pentru că vedem, o spune Guénon, este o domnie a cantității, a multiplicității. Asta înseamnă spargerea unității. Oriunde nu există unitate, nu există nici putere. Și așa mai departe. Nu e cazul să o lungim mai mult. Dar vreau să mai spun și altceva. Această dublă putere, autoritate spirituală și putere temporală, ea a existat în istorie. Califul, de exemplu,
în islam, întrunește cele două puteri, și autoritatea spirituală și a dispărut în momentul în care a apărut sultanatul. Sultanul nu deține autoritate spirituală, ci chiar numele o spune, sultan înseamnă putere. Deci el deține numai puterea temporală. Cine deține puterea spirituală? Marele Cadiu, de exemplu, în islam. Dar avem lumea romană, unde imperatorul era și Pontifex Maximus. Împăratul, în perioada de glorie a Imperiului Roman, împăratul roman avea cele două puteri, era deținătorul celor două puteri. Deci nu este o utopie. A existat așa ceva. Inversarea între autoritatea spirituală și puterea temporală, adică în momentul în care preeminența a căzut pe puterea temporală, s-a produs după renaștere. Noi am mai discutat despre criza renașterii. Renașterea, numele de renaștere se potrivește la fel de bine ca epoca de aur în perioada lui Ceaușescu, din punct de vedere spiritual. Adică este un nume dat pe dos, ca să fiu mai clar. De ce? Pentru că în loc să existe principiul acesta al puterii spirituale, accentul fundamental a căzut pe om. Deci Dumnezeu dintr-o dată apare ca un fundal, începe să se personificarea lui sau antropomorfizarea este excesivă și atunci, așa cum spune Genon, foarte clar, foarte simplu, se produce o îndepărtare de el și se confundă Dumnezeu cu biserica. Două lucruri total diferite, în sensul că planul în care se manifestă nu este același. Lumea modernă, până la urmă, este o sinteză a tuturor dezechilibrelor și a tuturor disfuncțiilor cu putință și asta din două motive, repet, pentru că așa merge lumea și ăsta este efectul vremuirii, adică al curgerii timpului, după aceea, pentru că manifestarea universală este o manifestare a contingenței, adică a evanescenței, a ceea ce dispare. Nu? O știm din Ecleziastul, din Sfânta Scriptură, ca să nu putem să dăm exemplu în toate tradițiile și din toate scripturile, da, din toate scrierile sacre. Dar o spune foarte clar, Biblia. În Ecleziast se și spune, dacă nu e nimic nou sub soare, în acest sens nu e nimic nou sub soare, pentru că nimic nu se poate repeta. De asta, de exemplu, este un studiu celebru împotriva acea zise reîncarnări, o invenție a europenilor. N-are nicio legătură cu niciuna din tradițiile autentice. Nu? Cu alte cuvinte, ne este greu nouă astăzi să înțelegem de ce cei vechi înțelegeau că suma tuturor dezechilibrelor și tuturor dezordinilor, da, sau sinteza lor, dă în final ordinea totală. Deci toate dezordinele formează ordine totală. La lucrul acesta se referea, că dezordinea în contingență nu poate să fie decât un element al ordinii totale, pentru că este în firea lucrurilor. Soluția pe care el o prevedea la început Genon, și anume cea a refacerii unei elite europene, a refacerii unei elite intelectuale autentice și așa mai departe, după nici 15 ani și-a dat seama că nu se poate realiza, pentru că a încercat prin ordinele inițiatice, prin masonerie prima dată și pe urmă ce alte ordine mai erau, nu avem timp să dezvoltăm. Și atunci a ajuns, după știința mea și după felul cum eu am înțeles ceea ce am citit în Genon, și evident și după concluzia la care am ajuns pe parcursul vieții, că nu mai există soluții generale, există soluții individuale. Și vedeți că aici ajungem ție. Pentru că asta este cauza nerealizării unei democrații autentice. Pentru că individul nu mai poate susține o asemenea comuniune cu ceilalți. Și atunci degeaba venim cu programe de care vreți noastră, politice, spirituale, sisteme filozofice, ele n-au efect, nu au ecou, pentru că ceva în acest proces al vremuirii, cum îmi place mie să-i spun, al curgerii vremii, ceva în noi s-a erodat.
s-a estompat. Și lucrul ăsta este un lucru foarte important, ăsta care s-a estompat. Și nu mai avem imaginea clară a creării noastre, a genezei noastre, după chipul și într-o asemănare cu Dumnezeu. Lucrul ăsta s-a șters. Am rămas numai la crearea omului după imaginea lui, după chipul lui Dumnezeu. S-a uitat acest întru asemănarea cu el. Ori, între astea două termeni se derulează toată viața noastră. Adică suntem născuți după chipul lui Dumnezeu în sensul libertății pe care o avem și al faptului că el ne-a făcut reprezentanței lui în creație și creația toată este, are rostul de a constitui o ambianță pentru om, pentru dezvoltarea lui, omul este stăpânul creației. Asta prin delegare în final trebuie să ajungem, cum spune creștinismul, la teozis sau la îndumnezeire. Nu a luat locul lui Dumnezeu, ci de a ne întoarce de acolo de unde am plecat. De ce? Și cu asta închei? Pentru că am uitat un lucru fundamental. Grecii spuneau, numeau adevărul aletheia, adică neuitare. Ce să ne uiți? Să ne uiți, adică să-ți aduci aminte continuu, de originea cerească, așa cum spunea Teilhard de Chardin, omul nu este o ființă terestră care vrea să ajungă, sau pământeană, care vrea să ajungă ființă cerească, ci este o ființă cerească care trebuie să redevină ființă cerească. Ori pentru asta are nevoie de principii, adică exact ceea ce spune Pienon, că trebuie să ne redobândim această conștiință și cunoașterea principiilor fundamentale. Mulțumim din suflet, domnule profesor Teodoru Ghiondea. Iată că ne apropiem de final. Tema discuției noastre, societate tradițională versus societate modernă, discuții pe marginea cărții Autoritate spirituală și putere temporală de René Guénon, carte publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Au fost alături de noi Luisa Neag, senior editor Herald, și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Le mulțumim din suflet. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!